Deși a fost inaugurată astăzi Grădina Botanică nu a fost încă finalizată. Primăria urmează să mai achiziționeze câteva specii de plante, ce vor fi cumpărate prin licitație publică. De asemenea, mai trebuie realizat un loc de joacă și instalate la podețe balustrade de protecție. Fiind o grădină botanică și nu un parc public, vor exista și o serie de restricții. Astfel nu se va putea sta pe iarbă și va fi interzis accesul cu câini și cu biciclete. Universitatea din Craiova va administra în continuare serele din parc pe care intenționează să le reabiliteze.